Capitolul 99 Nici dumneata nu te-ai culcat? Se miră drojdioară. Medicul morogan își înăbuși căscatul. Vin de la spital, se simte mai bine. Cine? Sterică. Am reușit să-l transportăm. Acum e la reanimare. Nu pricep însă ce se întâmplă cu Grațiela. Toate funcțiile sunt relativ normale și totuși nu-și revine. Veterinarul, cu gândul în altă parte, chicotii încetișor. Morogan constată intrigat. Pare al dracului de bine dispus. Ce-ți veni? Nu cumva. Eu sunt întreg, nene. Mă gândeam la proștii din târg. Râd de două ceasuri singuri. Sunt toți nebuni. Nebun de legat. Morogan îl privi atent. Pac de seamă că ești treaz. Se întâmplă ceva. Se întâmplă că în viața mea n-am dat peste atâția imbecil concentrați într-un perimetru atât de mic. Le-am și comunicat-o de altfel. Văd că ai vers pe pereți, cred în vârcolaci, sensoara iurea tramvai. Aia de la Poște Pachebotul a păcălit pe Dunăreanu. Nu-ți mai vorbesc de circul din oraș. O, spiciu, domnule, eram un parc un mafiot verzaliu? Ce înseamnă mafiot verzaliu? Căp, că unde lui Postolache. Moaca și textilele de pe el erau verzi. Așa l-o fi păcălit pe el cineva, că-i stă bine. În fine, făceam conversație pe bancă și gâdilam un câine vagabond. Orba vine vagabond, e câinele de la... Morogan mă îl întrerupse cu voce gătuită. Fii atent! Un bărbat se apropie în fugă. Când fu la câțiva pași, veterinarul îl recunosc cu perplex. Laie!" bâlbâi fără să-și creadă ochilor. Ce ți-am spus, domnule? Au nebunit cu toții." n a spomenit de chestia asta când am fost la muzeu." Nu, pe dracu!" exclamă agitat Iliuța Munteanu. Urlau toți că vreți să aruncați liceu în aer!" Veterinarul îl întrerupse mustrându-l cu duhul blândeții. Vezi ce se întâmplă dacă n-ați învățat să vorbiți organizat? Doar că mintea dumitale, urmă profesorul, e la altele. N-ai fost atent sau... Ridică din numeri privind înlături, Chiar în momentele dramatice îi venea greu să fie grosolan. Sau eram prea beat ca să recepționez, vrei să spui, rânji veterinarul. Zi, liuță, tată, nu te sfii. Dumneata știi mai bine în ce stare te aflai suficient de detașată, mi închipui. Te preocupa cu primordialitate starea civilă a lui Dunăreanu. De bandadă, primejdie, bandiți, aș. E esențial, era pe cine vâră cu acte în regulă, n ei cu analia. Se monta singur de enervare fruntea ei, se învinețise. Doctorul Morogan, între două drumuri, oftă cercetând ostentativ cerul. <coughs> Acum n-are rost să vă certați. Eu nu mă cer cu nimeni, constat. Unde sunt proști alți? Întrebă Caracas. Ei alți fiind noi. Mă rog, care proști? Statul major al urbei, izbucni iritat veterinarul. Vreau să stau de vorbă cu ei. La muzeu vin și eu în 10 minute. Trebuie să văd ce face Victorița. Sărutări de mâini. Mergi cu mine, doctore? Nu mai până ajung la colț. M-a răzbit oboseala. Drojdioară și Morogan se îndepărtară împreună. Mișu Postolache bătea asfaltul în fața magazinului de cosmetice. În vitrină, pe un bust îmbrăcat în staniol, străluceau salbe de diamante false. Caracaș se despărți de medic la capătul aleii, luând o grăbit spre muzeu. Se simțea mai treaz ca niciodată și reflecta la atitudinea pe care urma să o adopte, oscilând între ironia grasă și epitetul violent. Niște imbecili! Iar ăla a avut o idee fabuloasă, de antologie. Fantastic, cap fantastici cretini! din cauza zgomotului făcut de proprii săi pași, își dădu seama târziu că cineva vine în urma lui. Răsuci capul într-o doară, primi lovitura în plin obraz și căzu în genunchi cu un urlet. Celălalt nu-i lăsă timp să se dezmeticească, izbi încă o dată cu toate puterile. În mână îi sticli un cuțit. Postolache și Iliuță Munteanu se iviră alergând la capătul străzii. Umbra se strecură într-o curte, apoi, escaladând un gard, dispăru. Capitolul 100 Stai!" strigă paznicul îmbrăcat într-o uniformă cafenie. Doi bărbați se îndreptau spre el, fără umbră de șovăială. Stai sau trag!" Paznicul îi urmărea încordat. Se apropiau hotărât, ignorând somațiile. Apăsă pe trăgaș și salva cu tremură văzduhul. Cei doi păreau surzi, continuau să înainteze. Omul se dădu reflex înapoi, ochindu-le busturile. Simți o lovitură puternică la rădăcina capului și se prăbuși. Necunoscuții pătrunseră nestingeriți în uzină. Bosul n-are treabă, totul a mers la fix, cheia parcă e unsă cu unt. Ochiul lanternei dibuise seiful pe peretele opus ferestrei. Ușa masivă, lată de vreo 20 de centimetri, se deschise fără zgomot. Era liniște, doar gâfâitul celor doi puncta pustietatea încăperii. E gol! Gol! Cuvântul rămase suspendat undeva peste capetele lor. Îl simțeau greu, rotund, o minge de fier gata să cadă. Stai! strigă Minerva. Banditul trase la întâmplare și continuă să alerge. Celălalt izbutise să ajungă la capătul coridorului. Ecoul împușcăturii vibra încă între zidurile de ciment. Stai! Minerva apăsă pe trăgaci, auzi un strigă de durere, apoi, doar după o clipă, pașii celor doi care se îndepărtau în grabă. L-am rănit. Începu să alerge. Capitolul 101 Alarmară câțiva vecini și cu chiu cuva îl transportară pe Caracaș până la muzeu. Veterinarul gemea făcând eforturi să vorbească. Complet zăpăcit de evenimente, Iliuță munteanul, îl implora să nu se agite. Chipul tumefiat, plin de sânge al veterinarului, îi strivea inima. Lia Georgescu, cea mai expeditivă dintre toți, își smulse un volan de la roche și improviză o comprese. Șterse obrazul rănit, tamponându-l delicat. Domnul cu papion începu să tremure. Până în clipa aceea nimic nu fusese limpede în mintea lui. Se ambalase, jonglase enfatic cu termenii, conștient pe undeva că se mistifică, se îmbătase cu propriile fraze, șovăind permanent între ficțiune și realitate. Acum, pus în fața unui fapt concret, își pierdu firea. Ce barbarie! L-au maltratat sălbatic! Nu văd, nu văd cum!" Îl podidiseră lacrimile. Iliuță Munteanu vorbea brambura. Tamian, ca să vezi, totuși nu mă așteptam. Mi-a fost elev, era un copil silitor. Idioților, scrâșni drojdioară, Dunărea nu râse. Ei, bine, dacă în jură bine. Scula stârgul, tună veterinarul. Umflă ia documentele de la uzină și voi face ținizmene. E o farsă, totul. Ce farsă, suflă diriginta o scenare! Vă știau cei mai dobitoși din 39 de județe și nu s-au înșelat. V-au speria cu tot felul de balauri ca să înțepeniți între patru pereți și la poarta liceului și în timp ăsta îi se distrează la uzină. Cărați-vă ce mai stați, trageți clopotele, treziți urbea nefericiților. Va luat Dumnezeu mințile? De unde știi că operează la uzină? Întrebă nesigur Dunăreanu. Mi-a dat în cărți, Adam Aprilia, prietena Atenuței. În recreație mi se întâmplă să mai și meditez flăcău. Lia Georgescu îl cercetă de scumpănită. Știți, știți cine sunt bandiții? Veterinarul rânji. Prietenii prietenilor mei! Capitolul 102 Grăbiți-vă, spuse agetat șoferul. S-a luminat de ziua. Făcea pași mici în jurul renoului, trăgând nervos din țigare. Se opri încruntându-și sprâncenele pe brațul unuia din complici și roia sângele. Cine dracu te-a găurit? Lasă vraja și bagă cărbuni, suntem urmăriți. Se azvârliră în mașină. Șoferul apăsă pe accelerator și rănoul de mară nervos, cabrându-se ca o spinare de pisică. Minerva se rezemă gâfâind de cardul uzinei. Mașina se îndepărta, bolid neguros, cu farurile din spate stinse. Se îndepărta de oraș își dădu la o parte bretonul de pe fruntea sudată, surzând cu blândețe neașteptată. Mai aveți de învățat, băieți!" Cine te-a găurit?" repetă șoferul. Celălalt mărâi. Unul din pază. Fi serios! Șapte erau scoși din cursa loptulea s-a singur. Ei bine, îți dau o noutate. Al nouălea, mai bine zis, a noua o muiere, se plimba prin așezământ și admira peisajul. Știam de opt paznici!" Făcu șoferul contrariat. Știi, ai prost. Băieți, se, adăros, se adresă celorlalți. Eu dau un primire. Șoferul îl privi de concertat. Totul e în regulă, nu? Bineînțeles, am găsit un safe gol de toată frumusețea. Merita plimbarea în orice caz. Am tras în poză față și profil o colivie fără păsărică. Șoferul se adresă celuilalt complice. Ostan nebunit? A, și e glumeț. Cum o întoarcem? Nu sunt gânditor, amigo, ne spune bosul. Hmm, am așa o impresie că ne-am vâr rău în rahat. Știu, dar la el e târbușonul, ai grijă să nu treci de răspântie. Oprește! Renault frână brusc, o siluetă se desprinse din întuneric, apropiindu-se în goană. Capitolul 103 Ce ai la e? De ce te voi cărești Se aflau singuri în holul muzeului. Veterinarul, rezema de zid, își muia compresa într-o cană cu apă. La e ofta ștergându-și discret ochii. Vorbește, omule! Caraca și îl examină contrariat. Dacă s-a ales vreunul cu ceva din tot spanacul de azi noapte, tu ești ăla. sute de doctori și paradoctori nu te vindeca. La e se smiorcăi fără să răspundă. O să duci o viață normală, ți un serviciu. Dacă vrei, vii la mine. Te învăț ceva să zică gălbează și ciuma găinilor. de prins cum să faci un vaccin?" Cerșătorul plângea de abinele. M-au nenorocit! M-au nenorocit! Mi-am pierdut bunătate de meserie! Cristoase, drojdioară și făcu semnul Crucii. Vă să zic că ăsta e necazul! Păi vi se pare puțin lucru. De serviciu miar de miacul la bătrânețe. Zece, mi s mai fi strâns atât! Nu pe cum ziceam, 10 mii și aveam sumă. Începu să blesteme aprig gangsterii lui Damian. Firar mama lor a dracului de punga și mi-au luat pâinea. Dau faliment. Drojdioară îl privea cu gura căscată. Capitolul 104 Asta-i culmea, scrâșni șoferul. Ne prindem în propriul nostru laț. Ieșirile din oraș rămaseră baricadate. S-a întâmplat ceva, trebuia să-i libereze șoseaua." Ce facem?" Legați-vă centurile." Gonau prin orașul invada de mulțime. Oamenii îngrămădeau bolovani și fiare, mobile, garduri, tot ce le cădea în mână, blocând străzile. Rănitul își pipăi brațul, sângele răzbise prin pansament. Trageți în ei!" urlă, să se dea la o parte. Ești nebun? Sunt câteva sute." Trageți!" Renault îl înconjură poșta și cum un viraj spectaculos se angajă din nou pe Corso. Bărbatul din dreapta șoferului băgă ostentativ revolverul în buzunar. Rănitul îl zgâlțâi. ce e asta?" Pasparol." Trage! Nu țipa, puișor, când n-am carte, nu joc." Să încercăm, totuși," propuse al treilea. Ce să încerci? Omor 10-15 pe și până la urmă topul mâna pe noi. Nici nu mai ajuns la tribunal, te linșează ăștia. Care aveți o batistă albă?" Renoul frână în fața prăvăliei lui Mișu Postolache. Extraordinar cum fuge timpul, domnule! Se minună bătrânul cu papion. N-aș fi zis că-i deja 23 august. Un bărbat în bluză de pijama îl privi căpiat. Ce 23 august, ne suntem în iunie! Imposibil! Respinse bătrânul cu siguranța individului care știe ce spune. Râse ca de o naivitate evidentă. Dumneata, nu vezi că s-a adunat lumea la defilare? O mulțime impresionantă! Individul întoarse capul, abandonând o cursă inegală. Cei trei se refugiaseră pe treptele frizeriei cu armele îndreptate spre oameni. Țineți-vă firea, băieți, până vin presarii. Ne-am predat. Ce mai vreți acum? Ticăloșilor! strigă un glas din mulțime. Criminali! Vocile se învălmășeau, cineva a o piatră, făcând să vitrina cooperativei. O femeie țipă, declanșând un cor de urlete. Au rănit-o! Cine-i rănit? Asasinii trebuie puși la zid! Ăștia fiare, nu oameni!" Glasul Liei Georgescu interveni cu autoritate. Nu avem dreptul să ne facem singuri dreptate. Există o lege, există un tribunal. Orice act necugetat poate avea consecințe grave." Dă te la o parte cu coană!" strigă un bărbos. Suport eu toate consecințele!" Diriginta poștei nu se clinti înțepenind în fața treptelor. Ca să te atingi de ei, va trebui să mă dobori întâi pe mine." Profesorul Iliuță Munteanu o privea cu admirație sinceră. O fia incomodă și obtuză, dar indiscutabil e o femeie curajoasă. Cucoana are dreptate!" exclamă bine dispus drojdioară încercând să-și facă loc cu coatele. Îi vă râs pe crocodil în prăvălia lui Tarzan și păzi până vine duba." Nu stai beat ca de obicei!" comentă un bărbat cu șapcă și cu ochelari. Ei, bravo!" râse veterinarul unde cunoști mă tale mă deschisă la ora asta? Izbutise să se strecoare printre oameni, ajungând la treptele frizeriei, își înfipse mâinile în buzunare. Ia să văd și o flăcăi cum arătați. Eh, nu i cine știe ce de capul vostru. Unul din bandiți se hlizi. Poză neretușată, frumosule, să ne vezi de revelion. Domnul cu papion prinse brațul lui Liuța Munteanu. Suntem inadmisibil de distrați, am uitat steagurile. La o parte, o pădure de capete se întoarse simultan. Minerva, urmată de Dobrescu și șeful de post, se apropie cu pași apăsați. Vântul de dimineață îi necăja bretonul, dezbrăcându-i fruntea prea bombată. Măsură scurt, bandiții zăbovin ceva mai mult asupra rănitului. Rosti sec. Bosul e la spital, nu? E, la popicărie. Îmi cu oamenii veseli, ricană. Trebuie doar să ai grijă să nu mor de râs. Cunosc câteva cazuri. Se răsuci pe călcâi, adresându-se șefului de post. Iai, Dobrescu, cu mine!" Știți? Am dat de Damian!" Minerva privea țintit șoseaua. Era îngustă și avea impresia că pomii alunecă pe lângă obraji. Aproape, extrem de aproape, parcă simțea dezmierdarea crengilor. Locotenentul la volan crezu că nu l-a auzit și repetă. Am dat de Damian!" Minerva se interesă pe un ton cotidian. Ce mai face?" Dobrescu, încredințat până acum două minute că îi taie piuitul, furișă o privire derutată, rosti mecanic. Bine, în fine, așa minchipui închipui. Minerva, mereu concentrată asupra drumului, întrebă, ai dat tu de el sau el de tine? Vă la Damian? A, la Iosefini, nu încerca să câștigi timp. Locotenentul înghiți în sec. În realitate, tipul m-a căutat. Uh, vreau să spun ne căuta și m-a găsit la liceu. Presupun că se temea. Exact, a auzit că-i suspectat de crimă, că ar fi, citez, tenebrosul autor al odioaselor evenimente din P și a dat fuga să clarifice situația. Foarte frumos din partea lui. Dacă serviciul de informație a acționat atât de prompt, îmi închipui că și-are fieful prin apropiere. La 15 km în Plopești lucrează la pe contabil. Minerva zâmbia amar și noi care îl căutam la sighetul marmației. Viața e un șir necontenit de surprize, oftă locotenentul. Cu ugețe adânc, ce l-a determinat totuși să se stabilească în plopești, la o azvârlitură de băț? Nevastă sa, e învățătoare în comună. Culmea, sau cunoscut la vârful cu dor, nu făcu zăpăci Dobrescu, la babele. A, același cartier, îmi place, E o individă lipsită de prejudecăți. E imposibil să nu fi auzit de istoria lui Damian cu mult înainte de a-i fi acceptat primul buchet de maci sau albăstrele. Mă rog, nu cunosc flora piscurilor. Mi s-a părut fericit, mulțumit în orice caz. Sunt genul de vești care fac să-mi crească inima. Iau pe alea centrală parcă chiar în fața intrării și Minerva își plimbă câteva clipe, ochii asupra împrejurimilor. Zorile pictau cu degete albastre un peisaj de săvârșit, ca în acuarelele profesorului Iliuță Munteanu. Capitolul 105 Care e secretul izbânzii? A izbânzii în viață! Mă întreba de una zi același coleg despre care am mai pomenit. După strălucirea ochilor, mi-am dat seama că găsise răspunsul înaintea mea, Abia aștepta să-mi comunice concluziile unor meditații serioase și n-am încercat să-i stric plăcerea. Nu ghicesc deloc. Satisfăcut pe deplin emise dintr-o răsuflare. Îți spun eu, chestia e să ai calitățile necesare epocii în care te naști. Te-ai gândit vreodată cine ar fi fost un Elvis Presley acum 200 de ani? Diblar prin iarmaru acele de peste gârlă. Ăștia desparg recorduri atâtea secunde la cursa cu obstacole, ori suta de metri plat. Ajungeau primii la brânză. Nu ești deloc serioasă, eu o sunt dobito că mai discut cu tine. În general nu contrazic pe nimeni. Reflexia amicului m-a pus totuși pe gânduri. Conține o leacă de adevăr. Problema mi se pare însă că e alta. Ce anume înțelegi prin izbândă? Neapărat succes, succesul zgomotos, implicând obligatoriu publicitatea, interviuri, abții bilduri pe toate gardurile cu mutra ta zâmbăreață și inevitabilele excentricități, dacă se poate, exotice. Am trei prieteni, o cobră, corespondența lui Cicero și o barză. Visul meu era de fapt să ajung tractorist. Dacă privești lucrurile din acest unghi, faptul că am reușit să-l detectez pe asasinul lui Trăilescu în timp record, respectivele rânduri sunt destinate uzului strict personal, așa că îngăduit un fie să mă fălesc, spuneam dar că faptul în sine rămâne un eveniment minor. Încă un dosar clasat, încă doi, trei infractori cazați gratuit în căsuțele acelea de odihnă fără firmă, ridicate în peisaje neaglomerate. Un scriitor pe care îl iubesc mult afirmă că una din regulile fixe ale literaturii, indiferent de genul practicat, e aceea suspansului. Bineînțeles, nu iau în considerație toate aserțiunile oamenilor care îmi sunt dragi. De data asta însă, presim că individul are dreptate. Jucându-mă, închipuindu-mă că paginile acestea nu sunt simple grifonări, oare n-ar fi fost timpul să dezvălui numele asasinului? Cred că respectând rețeta unui polisie cinstit și privind lucrurile din punctul de vedere al cititorului expert, care de la pagina 5 îți găsește criminalul, Tehnic, interesant ar fi fost ca omul din umbră să fie Atena Dumitrescu ori drojdi oară. L-am găsit pe culoarele spitalului. Tocmai ieșea din camera de gardă. S-a uitat la noi cu o indiferență admirabil jucată și ne-a zâmbit amabil. Vă așteptam." Nu așa curând, presupun." A răspuns incert. Poate." Vă pot fi cu ceva de folos?" Da, vii cu noi și fără gălăgie." Nu are rost să-ți deranjezi pacienții. Bizar, individ morogan, ăsta. Când l-am cunoscut acum câțiva ani, eram dispusă să-l consider un bărbat inofensiv. Un intelectual cu lecturi curățele și slăbiciune pentru filozofie. Stil șuetă de cafenea, genul rasoner de un cinism elegant, parfumat cu windjammer, cinismul nu domnia sa, cam sceptic. Da, să fim serioși, nimeni nu se apucă să ucidă, să dea iama în oameni, să spargă o uzină din scepticism. Petrăilescu l-a lichidat forța de împrejurări. Morogan și închipuia că îl cunoaște bine. Se frecventau, nu era antipatic doamnei, iar căsnicia specială a inginerului l-a determinat să creadă că inginerul ar putea fi cumpărat. Permanenta jenă financiară în care se zbătea menajul era de notorietate într-un anume cerc. Trăilească a n-a lucrat în viața ei o singură zi și nu putea pretinde că ar face parte dintre femeile care cu 10 lei își burdușesc frigiderul, izbutind să mai azvârle 65 de bani și în pușculiță. Trăilescu însă, zăpăcit în existența cotidiană, slab în căsnicie, el săruta și nevastă să întindea obrazul, dovedește din punct de vedere profesional caracter și corectitudine, refuzând răspica propunerea medicului. De aici până la semnarea propriului certificat de deces, rămâne mai puțin jumătate de pas. Imprudent, ia lucrurile superficial și nici măcar nu avertizează autoritățile. A fost lichidat simplu, cu ușurință, înainte de a apuca să se mire sau să strige au. M-a surprins repeziciunea cu care a izbutit ulterior Morogan să organizeze ceea ce eu aș numi circul din P. În realitate, mi în planul dinainte, prevăzusem eventualitatea, totul e posibil la urma urmelor, iar natura umană e esențialmente plină de surprize, ca Trăilescu să se opună necocierii documentelor și, în consecință, luasem măsurile de rigoare. Mi-am racolat complicii din timp, am studiat toate trucurile care pot declanșa psihoza, panica de proporții. Un plan cu multe lacune în ciuda elaborării minuțioase. Aș zice multe ghinioane, ca să încep cu primul, ne șansa de a nimeri peste un anchetator ca dumneavoastră. Na, sunt genul de afirmații care mă lasă rece. Nici n-am avut intenția să vă flatez. V-ați descurcat admirabil cu o echipă redusă la minimum. Întâmplarea mai făcut ca în zilele acestea conducerea orașului să fie convocată la județ. Să o coteam că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Aveam să măsor puterile doar cu doi, trei sau cinci anchetatori, autoritățile fiind scoase din competiție. Din câte istorie cunosc eu, puțini generali au scăpat dintr-o cercuire. Și aceasta este circumstanța pe care am încercat să o evit. Cam așa vedeam eu lucrurile, ignorând până acum o oră că tot timpul a păstra contactul cu autoritățile. Cu loc și prin intermediul lor cu șefii plecați la consfătuire. În rest, știam cu cine am de-a face. Postola, Chiatena Dumitrescu, Iliuță Munteanu, Droș, sau Romică Popescu. Toți zăpăciți, panicari sau reduși mintale obsedați și licheluțe. Vezi Dunăreanu, o formație admirabilă în stare să-ți dea tot târgu peste cap. Nu cred că sunt tocmai exacte rubricile dumitale, doctore. Drojdioara a demonstrat-o cu dezvoltură. Știam că veterinarul nu-i dobitoc. Mi-am zis însă că fiind mereu atât de ocupat cu sticla și paharul, nu mai are timp să și gândească. De câte ori mi amintesc de drojdioară, zâmbesc. Nu că și avea o simpatie particulară pentru marii pontifei lui Bahus. Pur și simplu îmi plac oamenii tonici, cu inimi joviale, care acașare are hazul lui, o cum secădenie personală, ei este și ultimul om de pe fața pământului în stare să facă vreun rău cuiva. A intuit că Morogan e zmeu zmeilor cu cel puțin un ceas înaintea concetățenilor săi. Ideea pe atunci vagă i-a venit în timp ce chefuia pe bancă în par cu unul din complicii lui Morogan. Încă una din erorile medicului, recrutarea unor locotenenți necorespunzători și fără clasă. Replica lui. În lipsa sitarilor n-aveam încotro. Pentru a realiza atmosfera de panică îmi trebuiau 4-5 oameni care să opereze concomitent în diverse puncte ale orașului. Voiam să creez impresia că târgul e literalmente invadat, mărturii despre prezența bandiților să curgă din toate părțile. Existența multor complici duce în mod sigur la eșecul unor astfel de întreprinderi. E o lege fundamentală în codul infractorilor. Insist, nu aveam altă soluție. Mai contam pe faptul că și, specimenul cel mai imprudent din ansamblu și bărbatul cel mai scund din județ, mi-e devotat. L-am ajutat când va într-o situație dificilă și nu m-ar fi trădat pentru nimic în lume. Asta treaz fiind. Din nefericire, e un alcoolic învederat. În Caracas și-și găsise partenerul ideal căruia niciodată un bețiv talentat nu-i va putea rezista. Ceea ce am ignorat total este umorul de factură singular al nefericitului palma întinsă a priliei peste cea a Tenei Dumitrescu, cheful din camera profesorului Munteanu și siesta din dormitorul Popeștilor, nu făceau parte din scenariu meu, deși îmi jurase abstinență de săvârșită, crede că se amețise încă dinainte de a suna gongul, ca să prindă curaj. În regulă, toacșe ți era obligat. Cum să coteai însă să-ți asiguri discreția celorlalți? Niciunul nu mă cunoaște, exceptând prezența fizică, evident, Habar n-au ce de care parochie țin. Odată ți-l să atins, aș fi părăsit imediat orașul. Am pașaportul și biletul de avion în buzunar. Mereu aceeași partitură. Există probabil și un consubstanțial în bancă. Secundo tempo o, o castel din Miami sau Las Vegas, piscina. E uluitor ce poate fascina un ștran personal. Un cad la comandă specială cu o pasageră care-i cosiță să se asortează cu caroseria. Cam așa vedeai dumneata lucrurile. Nimic original. Aranjit. Am toate șansele să-mi îndrept eroarea. Odată prins urmează consecințele care nu sunt monotone. Spuneam că drojdioară începuse să intuiască adevărul despre medic, bând în parc cu deligventul alcoolic. Un câine le dădea târcoale, lăsându-se dezmierdat, fără să zică pâs. Veterinarul cunoștea animalul, Paco, o curcitură de Doberman cu vreo potaie băștinașă, Trăia în curtea spitalului și Caraca și îngrijise mai de mult laba fracturată. I se dusese buhul de sălbatic, imposibil de domesticit, era spaima personalului, a pacienților și chiar a portarului. Dispărea zile întregi, uneori săptămâni, apoi reapărea lățos murdar la fel de nedomolit. A fost în deplasare, râdea Morogan care se fălea că doar el și unul din felcerii spitalului sunt prieteni. Când a identificat câinele, un far a aprins în mintea veterinarului. Paco l-acceptase de mult în cooperativă pe drojdioară. Păcat că nu merge și la crâșmă. În fața unui necunoscut însă și-ar fi arătat colții. Corelația câine rău felcer morogan l-a făcut să întrevadă realitatea, chiar dacă nu în parametrii săi exacti. Comițând din prudența să-și împărtășească bănuielile lui Morogan, acesta a încercat să-l înlăture din cursă. Era prea devreme pentru scoaterea măștilor. Poate l-ar fi lichidat, chiar dacă n-ar fi intervenit profesorul Munteanu și cu postolache. Certitudinea a dobândit-o însă, ca și mine, de altfel când a dat ochii cu complicele rănit la uzină. Ea a văzut brațul bandajat, sângele de pe haine și a înțeles că pansamentul, deși improvizat și încropit în grabă, aparținea unui profesionist. Când a avut timp să o facă? M-a întrebat Dobrescu. După ce i-a acordat primul ajutor lui Sterică. Și asupra acestui amănunt sunt mai multe de spus. Morogan a rămas în apropierea uzinei, conducând operațiile printr-un aparat de emisie recepție portativ. A putut astfel să-și panseze complicele. S-au pierdut în schimb minute prețioase, flăcăii fiind deja în întârziere față de orarul stabilit. Între timp, oamenii se răstrăzile, așteptau la cele două ieșiri din oraș, care sunt totodată și unicele căi de acces spre șosea. Când recapitulez faptele, încerc un sentiment acut de fantastic și fără îndoială întâmplările din P, constituie obiectul celui mai năstrușnic dosar din cariera mea. O combinație halucinantă de situații dramatice și grotești, mixtură între ridicolul cel mai perfect și tragedii autentice, cocktail de bufonadă, isterie, trucuri de operetă, coșmaruri și burlesc. Ignorând clișeele ilare, ai impresia că ai vizionat un film semnat de Hitchcock. În privința aceasta, Morogan s-a dovedit un organizator dotat. Incontestabil însă că rezultatele i-au depășit imens așteptările. Incidente absurde sau declanșate de indivizi absurzi cu reacții imprevizibile au amplificat circumstanțele catapultându-le pe culmile neverosimilului. E de neînchipuit cum un om inteligent, chiar dacă nu prea tare de înger ca Iliuță Munteanu, o Atena Dumitrescu fină și cultivată, o Georgescu femeia pirat, modul în care l-a înhățat pe dunărea nu nu poate ține de alt temperament, sau chiar trăznitul de Mișu Postolache, n-au sesizat de la început farsa, punerea în scenă, artificiul arlechinadei. Și totuși, oamenii ăștia nu sunt imbecili, nu sunt psihopați. Câteva telefoane și răvași anonime, faruri manevrate abil, alteori brambura, umbre care ling zidurile, de cele mai multe ori imaginare, atentate, simulate, o isterie de vendetă în stil cabotin sicilian vehiculată cu abilitate pentru a stimula fanteziile romantice, un individ cu fața pudrată verde ca să intrăm un pic și în supranatural, de masă bogată, vârfuită, iată recuzita doctorului Morogan. S-a preconizat de parcă cineva i-ar fi teleghidat, au nimerit toate capcanele, au consumat o ghiveciu pe nărăsuflate și s-au legat singuri o bandă neagră pe ochi prospectând totuși rațiuni mai adânci stării de spirit excepționale care cuprinsese bună parte din oraș, Da, o peste un sentiment de culpabilitate colectiv. Tulbure, bine camuflat, dar incontestabil. În adâncul cugetelor, oamenii se simțeau vinovați față de Damian, că din fericire individul a avut resort și a izbutit să-și reașeze existența pe coordonate normale, era un fapt unanim ignorat. Le stăruia greu în conștiință povara unei vieți distruse. Viața unui inocent. Damian era tânăr, entuziast, dornic să se afirme. Ei îl mutilaseră. Nimic mai trist decât un șoim care supraviețuiește cu aripile tăiate. Iar remușcările amplifică coșmarul. Din momentul cheie, luciditatea pierde teren, simțul proporțiilor se dezechilibrează și intră în plin fantastic. Fără îndoiala au adăugat ketchup și o serie de coincidențe, dar există oare fenomen în natură sau societate absolut pur? Un cetățean care duce întâmplător creangă în mână, ia brusc în ochii intoxicatului postaza unui rău făcător în armat, cărturărea sa târgului faimoasa Aprilia, se află într-o dispoziție bizară și se lansează în profeții lugubre, sfatul popular hotărăște înlocuirea tăblițelor indicatoare de pe șosea, uzate, dar amână pentru a doua zi fixarea celor noi. De fapt, meticuloasa regia lui Morogan avea un scop bine definit îndepărtarea corpului de pază al uzinei de avioane într-un moment precis, eliberarea drumului care ducea spre biroul și seifului Trăilescu. În acest sens, groaza inoculată în doze masive, telefoanele, umbrele, molestările, totaliși verișul care nebunise urbea, dar mai cu seamă atentatele gratuite sau doar tentativele de atentate, pregăteau atmosfera. Orașul are de-a face cu un dur care se ține de cuvânt. Doar în această ambianță zvonul bine strecurat prin intermediul Olimpiei Dragu, că liceul internat va fi aruncat în aer, lua mai mult decât dimensiunile unei intenții reale, ale certitudinii. Complexul de locuințe al personalului Uzine se află la câțiva metri în spatele liceului. Informați de unul din bandiți că familiile și gospodăria, tot ce constituie în ultima analiză universul unei ființe umane, pot deveni din clipă în clipă praf și pulbere paznicii și-au abandonat posturile și-au dat fuga la celălalt capăt al orașului. Reacție firească pe care puțin și-ar fi putut-o înfrâna. Nu fiecărui individ care poartă pe umăr o pușcă mitralieră și păzește o ușă, îi e dat să aibă statuie în centru orașului unde pionierii să depună periodic coroane. E chestiune de împrejurări, dar în primul rând de vocație. Așa și închipuia Morogan că se vor petrece lucrurile, iar optica mi se pare tipică pentru o natură excesiv de egocentrică. Sigur că așa ar fi procedat el, iar anumite certitudini dobândesc dezvalori de axiomă chiar în capetele cele mai limpezi. Când și-a pus la punct combinația, doctorul era incapabil să-și imagineze o altă atitudine posibilă din partea unor oameni a căror familie și avut se află în primejdie. Ghicindu-i raționamentul, i-am instruit pe paznici să procedeze ca atare. Au jucat deci o leacă de comedie și au părăsit posturile, au plimbat figuri disperate pe străzile orașului. Scopul meu numai pe această cale îi puteam să aflu și, încă în timp record, cine-i granguru marele șef? Eșund atacul de la uzină, Morogan ar fi tras obloanele not în sub apă o vreme. Din întrebările lui Dobrescu, de obicei, în operațiile de gen se lucrează aseptic. Ține de abecedarul meseriei ca spionul să nu lase urme acolo unde a acționat. Își consumă kilometri de film, face cura după el și via aeroport. Are dreptate, însă cazul lui Trăilescu era special, iar Morogan nu avea la îndemână nicio soluție discretă. În primul rând, paza uzinei împiedica orice cale de acces silențioasă, nu exista nicio posibilitate de pătrundere prin văzduh, precum arhanghelii prin pivniți, canale, tunele din evu mediu sau în costume de scafandru. Pe de altă parte, inginerul lucra singur, fără colaboratori, doar forurile cele mai înalte fiind informate periodic asupra rezultatelor. Grație unei imprudențe a lui Trăilescu, Morogan mai era precis informat că tot ceea ce închidea seiful reprezintă unicate. Devenea astfel interesant să subtilizezi și să vinzi o invenție cu monopol integral absolut, urmând a fi folosită după bunul plac și la momentul socotit util. Nu, lui Morogan nu-i plăcea zgomotul. Fanfara i-a fost impusă de circumstanțe. Una din întrebările pe care mi le pun frecvent adversarii mei, odată ancheta isprăvită, se referă la erorile comise. Alta se referă la momentul în care m-am prins. Morogan n-a făcut excepție. În primul rând, excesul de culoare, doctore, peisajul era mult prea păstos. Culorile violente, ansamblu, sugera șarja. Ceea ce îmi spune, ține de atmosferă. A sesizat că e vorba despre un spectacol, dar la urma urmelor, păpușarul se afla în culise, unde, când? De ce am greșit? O mică eroare inițială. Ai fost primul care ai lansat ideea unei răzbunări atunci la descoperirea cadavrului lui Trăilescu în râpă, iar odată zvonul răspândit și mai cu seamă consolidat de epistola lui Damian care confirma ipoteza, ai depus tone de energie spre a demonstra aberantul unei asemenea ipoteze. Există revirimente de opinii, dar dumitale era prea bruscă, prea agresivă ai procedat exact ca un individ care incendind o casă, după ce vede flăcările ajunse la acoperiș, pune mâna pe furtun dovedindu-se cel mai harnic dintre pompieri. Ceea ce la Dunărea nu era superficialitate, umor de bulevard, iar la drojdioară va urme de bun simț, străpungând aburii de alcool, la dumneata era premeditare. Nu odată inamicul pentru a deruta indică drumul exact. Ciudată și letargia grațielei Duma, un colaps prelungit în mod nejustificat, o stare aproape cataleptică în care pacientul nu deschide nici măcar ochii, îți dă idei. Există ceva, substanță, tabletă, injecție sau drog care împiedică victima pentru un tip determinat să-și vină în fire. Iar mâna care le administrează aparține unui specialist. De aici corelația devine simplă. Adaugă că Grațiela se afla în fieful dumitale. Oricând puteai expedia sora din sala de reanimare sub diverse pretexte, victima rămânându-ți la dispoziție. Că la se va trezi și va vorbi cândva. Nu constituie un risc pentru dumneata. În momentul acela vei fi fost departe. Apropo de specialist, nu sunt singurul medic din oraș. Nu, dar unul din puținii prieteni ai familiei Duma. Ca avari, grijulii până la demență cu trențele din casă evită musafirii. Se tocește covorul, să murderez brațele fotolilor, fumul negrește tavanul, perdeaua, o față de masă dată prea des la spălație se strică, un oaspete neatent poate sparge un pahar, etc. În afară de asta, primirile cât de modeste presupun un minim de cheltuială. Nu poți ține un om în casă patru ceasuri, nici măcar unul singur, fără să-i ofere o cafea. La gândul unei atari risipe, soții duma amețeau. Pe scurt, le intra în colivie doar un limpia dragu, atât de meschină și ea încât n-avea pretenții la frigiderul altora, fiind în plus sursa cea mai documentată și competentă de cancanuri veninoase din oraș. Cum soții Duma nu deschid nici măcar televizorul ca să nu se consume lămpile sau tubul și de aceea întrețineau relații cu Lia Georgescu, unde vizionau aproape zilnic programul, bârfele Olimpiei Dragu deveneau distractive. Al treilea amic al casei, erai dumneata. Te cultivau reflectând că nu strică să ai printre prieteni un medic. E rentabil, la urmă, indiferent de maladie și tratament, te achis o scrumieră sau un bibelă odios cu care moștenitorii nu știu ulterior ce să facă. Tot ce a spus e logic și aproape exact. Nu se sizez totuși legătura. O vezi perfect, da? Pe semne că vrei să vezi dacă o vedem la fel. Am cercetat locuința Grațielei imediat după ce a fost ridicată de salvare. Există o singură intrare prin curte, iar ușa nu fusese forțată. Nu o să mă convingă nimeni dată fiind parcimonia personajului și, mai cu seamă starea de nervi în care se afla, o lăsase descuiată. Chiar zioana miaza mare. Ba, îmi închipui că trăsese toată colecția de zăvoare. Număra șase. În consecință, Grațiela a deschis singură ușa, ceea ce presupune că persoana care sunase era un prieten al casei, în afară de orice bănuială. Încă un amănunt care desțelenea o pârtie interesantă în ceea ce te privește. Sterică, paznicul de la uzină, se află în tratamentul dubitale. De zece zile se prezintă în fiecare zi la spital. Nu ți era greu să-i dai ceva cu multe silabe și sumedenie de H-uri și Y-uri? Hai să-mi scrii produsul pe hârtie, care peste un număr de ceasuri să-i declanșeze o stare gravă, cel puțin în aparență. Chema de urgență la uzină? I-ai trimis pe paznici după apă rece și fierbinte. În timpul ăsta intenționai să le descarci armele în locul cu altele oarbe. Întâmpinai astfel eventualitatea ca oamenii să nu dea crezoare zvonului despre aruncarea în aer a liceului și, păstrându-ți calmul, să nu și abandoneze posturile. Unul din paznici, rămânând însă în căpereți, a contracarat intenția, determinându-te însă să accepti în extremis ideea de masacru. Cam așa s-ar fi soldat un schimb de focuri între paznici și mercenarii dumitale. Gloanțele oarbe le-am găsit în curtea uzinei. Trebuia firește să abandonezi un material compromițător, a cărui paternitate, ziceai, nu îți poate fi atribuită. Hmm, vi se par toate acestea suficient de concrete pentru a constitui probe? Probe insurm insurmontabile, parcă le spuneți dumneavoastră. Nu fi caragios, doctore. Mi-e de ajuns să te pun în fața complicilor dumitale și a grației Duma acum când scriu sunt din nou în București. E o dimineață clasică de iulie. Pe stradă au apărut primele serviete diplomat, primele sacoșe de plastic. Oamenii în vârstă caută trotuarul luminat de soarele sănătos, de până la ora 10, își închipuie că fac ultraviolete pe Calea Victoriei. Tinerii sunt grăbiți, toți au picioare lungi și de ce oare aer de conspiratori garibaldiști. Voi reciti, probabil, aiurelile astea într-o duminică ploioasă de octombrie cu telefon mut, aromă de Diana și făi mort. Duminica aceea când nu numai samuraiul, dar chiar și maiorul Minerva Tutovan vor fi devenit o amintire. Sau nici atât. Duminica întrebărilor hărăzite să supraviețuiască fără răspuns. Unde sunt oamenii zilele acelea? Încotro s-au călătorit? Unde au pierit? la ce colț de stradă. Urăsc străzile care se numesc acum 25 de ani. Efuziunile lirice nu sunt partea mea cea mai tare și vorba tu și Micaliopii, nu tot ce e greu merită să fie făcut. Dacă aș fi cunoscut cugetarea asta mai de mult, nu i-aș fi scos sufletul bietului Dobrescu. Cu ce naibă vor fi contribuit la succesul lui în viață ceasurile când rezolva în cazne și sudori probleme de algebră sau trigonometrie? A trecut pe la mine. Am patru zile de vacanță. A, avid, realmente a să-și clarifice unele nelămuriri. Straniu! Nu ți-am văzut niciodată expresia asta pe când scoteai, scotoceai în tabelele de logarit. Apropo, cărticica ta arăta cel mai bine din toată clasa. Nou, nouță. O aticeam cu sfințenie. Aha, nu-mi trecuse prin minte. Îmi întinde un buchet la modă din alea pe care le vând floră în piața Anzei. Trebuie însă să recunosc că e superb. Colorat, vesel, te face să crezi că viața merită să fie trăită. Printre florile de câmp scot capete, dolofane, drăgaice, oranj, boboși de trandafiri, aici colo se ițesc urechiușele albastre ale miozotisului. Constat că din când în când ai început să o ascult și pe maică ta. E la covasna. A, atunci transmite-i mulțumiri deputatului de stradă. Trebuie să fie un bărbat energic. Avem deputată. Se putea să nu mă contrazici. Ăsta a fost păcatul tău de când te cunosc. Așa e. Dumneavoastră vrea să extrag radicalul, iar eu o ridicam la cub. Îl trage de coadă pe Spiridon, care e indispus din cauza unei indigestii. Am uitat ieri frigiderul deschis. Lasă animalul Dobrescule și sloboa de țofu. Care sunt problemele? Mă zăresc cu totul întâmplător în oglindă și ceea ce constat nu mi îmbujorează deloc imaginea mea despre existență. Nasul mi s-a lungit por drapel, ochii sunt roșii de nesomn. Fac socoteala nopților nedormite. Două, printre zăpăciții din pe, a treia în fața mașinii de scris. Bat doar cu arătătoarele. Cam puțin pentru un raport de 30 de pagini. Ca să-mi stimulez buna dispoziție, îmi spun că în fond nici o femeie cu excepția minorelor nu pare proaspătă ca un toporaș în creierii zilei după trei nopți albe. Dobrescuși de ochii peste cap, semn că-și adună gândurile. Ăsta-i ticul lui. Ciudat cum oamenii cât de maturi păstrează schimele copilăriei. Cel puțin zâmbetul am pretins mereu, nu îmbătrânește niciodată. Îl recunosc și când se rează, în proteză. Da, m-a surprins modul în care ați condus această închetă. Vă cunosc de atâția ani. Nu e nevoie să intri în istorie. Voiam să spun că ați abordat o procedură nouă care nu vă seamănă. Metodele se adaptează circumstanțelor. Totuși, în general, sunteți extrem de prudentă. Niciodată nu vi se par suficiente măsurile luate pentru a evita noi victime. Știu la ce te referi, băiete. Grind din aceea de avertizmente și amenințări pe care le primeau nefericiții, trebuia să, se, să ne liniștească în mod normal. Am ignorat-o pentru că am simțit de la început farsa, măsluirea. Un gangster serios ca să folosesc expresia favorită a cetățenilor din P, hotărât să acționeze, nu se ține de fleacuri, Lovește pe la spate și spală Putina. N-are niciun interes să mobilizeze pentru chestia asta trâmbițele târgului. Asasinarea lui Trăilescu era totuși o realitate. Singura, în afară de interesul pentru documentele lui. Eu eram încredințată că pe ceilalți nu îi pândește nicio primejdie, fiindcă de fapt nu aveam de-a face cu un sadic, ci cu un infractor abil care, având un țel precis, inventează o mascaradă. Și în vederea detectării acestui țel, l-am lăsat să-și facă de cap. Mai precis i-am îngăduit să se descompire singur. Din același motiv n-ați încercat să stăviliți panica din oraș? Da, panica inofensivă, fără consecințe, firește. L-am așteptat pe Morogan, mă că pe atunci habar n-aveam cum îl cheamă pe adversarul nostru, să-și spună poezia. Tocmai pentru a sesiza linia directoarea jocului lui. Un act inițial nu e totdeauna definitoriu. Trebuia deci lăsat să-și facă vânt să-și dea drumul pe pârtie. În definitiv, era simplu să cer trimiterea în oraș a unei companii de milițieni și umbre atentate a Iurelia ar fi amuțit. Ce izbândeam? zbândeam? Pe perioada respectivă, medicul ar fi stat cu minte pe scuin la umbră. După o săptămână, două, nouă, când aș fi dat pe loc repaus și înapoi băieți la vatră, mă rog, -o lua de la capăt pe teren neted. O să bași la aceeași rubrică ceasurile când oamenii mă așteptau la muzeu, iar eu am întârziat deliberat. De altfel, era vânzolală destul în târg. Așa, măcar, cei mai năzdrăvanți stăteau ciorchine între patru ziduri fără să mă deranjeze. Ați acționat, cum să vă spun, cu primele cuvinte care îți vin pe buze. În alea cred totdeauna, mai ales când sunt în jurături. Extrem de îndrăzneț, aș zice, riscant. Pericolul ca practic un întreg cartier să fie aruncat în aer, chiar dacă eventualitatea e numai de 1%, ar fi clătina multe cugete. Mă așteptam să sun goarna pentru toate forțele din județ. Ăla a fost cel mai mare bluf. Ți-am mai explicat-o, și da? Tu pe atunci suferei că n-ai găsit-o pe Oana la telefon. Când adversarul te atrage cu tot din adinsul provocator într-un punct fix, doar dacă nu e un dobitoc țanțoș, ceea ce nu era cazul, înseamnă că e hotărât să acționeze pe cu totul alt meridian. Și obiective importante sunt un pe, în afara uzinei de avioane. Ce altceva putea să-l intereseze? Biserica Sfântul Vasile unde rostuiește lac, bă, laie banii de coșniță? Colecția de dopuri al Mircică Panait? Anunțând aruncarea în aer al liceului, Morogan mă mi-a arătat singur, cu degetul. Adică nu, e prea bine crescut pentru asta. În orice caz mi-a indicat în să o iau. Mai sunt întrebări? Conferințele de presă prea lung, mă plictisesc. Ați risca multă mult în singură la uzină. Ca să fiu foarte sinceră, nu cine știe ce. Era convinsă că mă pot bizui pe garda uzinei și în concluzie că mă voi descurca. Mă simțeam liniștită și în privința seifului pe care, pentru orice eventualitate, îl operasem cu ocazia primei vizite la uzine. Dobrescu a început să dea semne de nerăbdare, se foiește pe scaun. Ar vrea să plece și așteaptă să-l concediez. Așa l-a învățat maică-sa că e frumos față de superior sau cu coane mai în vârstă. Prefer prima ipoteză. Dute, te Trebuie să fie o coadă teribilă. Unde? Bravo, la casa de bilete. A căscat ochii și gura, deși știe că obiceiul mă irită. Ce bilete? Cuvântul Los Paraguay o să-ți spune ceva băieța și poi mâine după dau primul concert. Nu o să știe niciodată cum îi ghiceți gândurile. Într-o zi, dacă mă roagă frumos, ansios, spun totuși. Răspunde în doi peri. Dacă ziceți dumneavoastră, nu eu, dragă Vasilică, Oana e nebunită după celebru trio. V-a spus ea? Prin comunicare oficială, nu zău, n-ai de gând să progresezi deloc, până de ună se era perfect perpendicular cei cu formația los Paraguayos și ce părere au ei despre piața comună dacă e vorba de un detergent sau girafa vedete de la zoobăneasa. De când inima ți-a înflorit, însă trandafir roșu pentru Oana Publicul limba scoasă după înregistrări cu țambalagii Hai, băiete, umblă sănătos! Ador epilogurile. Am aflat că nu se mai poartă, dar personal nu m-am simțit niciodată grozav de modă. În plus, am îmbătrânit și admițând că demoni ca Nina, Ricci, Coco, Chanel, Dior sau Worth m-ar fi căsnit vreodată, tot n-aș mai fi ținut seama de ei cu rigurozitate excesivă. Vârsta, deci, prezintă și unele avantaje începi să mai faci ce-ți place. Pe scurt, când prăvesc o carte, vreau să știu ce s-a întâmplat cu eroii, odată evenimentele fierbinți depășite și în privința aceasta pot afirma că Turgeniev a fost unul din puținii scriitori care se îngrijau de fericirea cititorilor lui. Au trecut deja câțiva ani de la evenimentele din P și întâmplarea, ca o pană de mașină, m-a obligat să petrec câteva ceasuri în orășel. Mi-a făcut plăcere să-mi revăd unii prieteni, am stat la taclale cu Mișu Postolache în frizeria lui. Completez astfel însemnările vechi. Antrenorul Vasile Dunăreanu, lipsit de concursul lui Morogan și al veterinarului, a naufragiat fatal în barca ei Georgescu. După cum prevăzuse diriginta, perdelele de la dormitorul lor sunt albe, minunat apretate, cu albăstrele și pangliș bleu. Pia e o soție dinamică, iar în timpul liber, comun îl organizează cu mult discernământ. Când amândoi în corul casei de cultură, beau Pepsi, iar duminica fac excursii instructive cu o bicicletă tandem. Postolache pretinde că oamenii le așteaptă trecerea la ore fixe pe Corso și îi aplaudă cu multă însuflețire. Mi-a făcut plăcere să consta că Tena Dumitrescu arată splendid. S-a mutat într-o garsonieră și a vopsit păr într-un castaniu discret, și călătorește tot timpul. Se bucură de o dispoziție excelentă. Acum doi ani a vândut construit de Alec, un ultim bob în când nasul defunctului. Abia acum am început să trăiesc. A devenit fraza ei favorită. Se vede des cu familia Munteanu, Iliuță pictează mai departe tablouri care vor ajunge cândva în podul ficăsi, ceea ce nu împiedică pe Victorița să-l iubească și să-l admire tot atât de mult. Cătălina a crescut, e înalt și mânecile îi rămân mereu prea scurte. Pe frunte au apărut câteva coșuri, iar în biblioteca lui înfloresc zarzării medelenilor. Despre Grațiela și Vespasian Duma mi s-au povestit puține. Se pare că și-au tripla zestrea. După afirmațiile Liei Georgescu, singura care le mai intră în casă, distracția lor favorită constă în întocmirea unor inventare detaliate în funcție de prețurile zilei. Pe urmă, trec chiar totul pe curat. Când se plictisesc, pun mâna pe par și viața devine captivantă cel puțin pentru vecini. Profesoara Olimpia Dragu e la pensie. Iese din casă doar o dată sau de două ori pe lună pentru cumpărături strict necesare. Ce face zile și nopți singur între ziduri mute? Va rămâne pentru totdeauna un mister. Nu primește pe nimeni, nu mai bârfește pe nimeni și pe chipul ei se citește o tristețe copleșitoare. Asta își pune într-o zi juvățul de gât. Prorocește lugubru doamna Dumitrescu pipăindu-și permanentul proaspăt între două relansări. Prin vitrina lui Postolache am zărit-o fugitiv pe Mioara Popescu. S-a mai îngrășat, dar și-a păstrat intacte frăgezimea și privirile languroase. Din comoditate continuă să trăiască alături de romică și să-i fie credincioasă. Stă toată ziua în pat, citește și vorbește la telefon. Promică, stors de tribulații oteliene, a devenit hepatic. Mănâncă dietetic, carne slabă, legume fierte și ficații marioarei. Mioarei. Măselele însă nu i sunt îndeajuns de puternice. Un fenomen curios s-a petrecut cu Vlad Șoimu. L-a ajutat să iasă din fântână Fane, tipul care răsturnase găleata cu var în capul unuia din bandiți. Fane și-a cerut scuze pentru ce o la sistematică, iar Șoimu le-a primit mulțumindu-i îndatoritor a isprăvit însă definitiv cu literatura, dove din multă hotărâre. Nimeni nu-l mai poate convinge să reia conducerea cenaclului literar. În nopțile cu lună stă închis în casă cu obloanele trase. Cine îl iubește nu pronunță în prezența lui cuvântul fântână. Membrii cenaclului au sfârșit prin a-și alege al președinte și dau impresia că se simt destul de bine. Nimeni nu-i de neînlocuit și după moartea lui Balzac soarele a să răsară. În cel privește pe Mirci Panait, omul n-a înțeles niciodată esența acelei nopți de pomină. N-a are construcție științifică și după încercări modeste a abandonat cercetările. Trăznăile concetățenilor le-a înregistrat la rubrica generală AMOC și astăzi doarme liniștit. Colecția lui de dopuri, unicat, a început să aducă pe vizitatori din toată țara. Să vezi că ajungem pe chestia asta punct turistic internațional comentează veterinarul. Păca că tipul e fraier, dacă îmi spunea mie că l pasionează dopurile, cu un singur tirbușon îl bucuram pe toată viața. Pe cine am uitat? A, domnul cu papion. Am omis să mă interesez și nimeni nu mi-a vorbit despre el. Poate se mai plimbă în diminețile cu soare, iar seara urmărește simultan programele de televiziune la două aparate. Sau poate nu mai există. De pe urma lui a rămas un baston care atârnă într-un cuier, Printre umbrele și mantale de ploaie, și nimeni nu mai știa al cui a fost. Vecinul său, contabilul care practica yoga, deznodat la spital, a părăsit chiar a doua zi orașul fără să dea explicații. Cei din pe ei au păstrat amintirea unui bărbat discret. În niciun caz nu l-am uitat pe drojdioară, copilul teribil al urbei. Acum vreo doi ani a reușit să-l convingă pe țăranul din Cristești să-i vândă faimoasa recoltă 1952 și veterinarul s-o cotește că ziua aceea a fost cea mai frumoasă din viața lui. Cei din P nu pot susține același lucru. Timp de trei săptămâni după eveniment, nimeni n-a mai închis ochii în tot târgul. În schimb, o pisici, doi canari și un pudel bătrân i-au închis pentru totdeauna din lipsă de asistență medicală. Bea și azi la crâșma lui Hristache cu mișul postolache, rar cu Dunăreanu pe ascuns când o strogotai de serviciu și cu Lae. Apropo, ce face laie acum? Postolache ridică din umeri. E neschimbat, tot zăpăcit cum se cade și încurcă lume. S-a angajat portar la poștă și mai ciupește ceva și pe la biserică. Da, cu mătura, curăță, sfeșnicele, nu, cheltuiește un ban. Din par asta se și aranjează meniurile pe o săptămână. De fapt, dacă vă gândiți bine, nici măcar nu și-a schimbat locul de muncă. S-a reprofilat doar. Mi-ar face plăcere să-l văd. Un Cum? Nu era paralitic? Paralitic 100% până la întâlnirea cu gangsterii. Mă referam la mentalitate. În loc să mulțumesc că cerului că și-a recapătat picioarele, tu, una fulgeră, blesteamă. Un subaltern mă anunță că pana e rezolvată și mă ridic. În general, detest despărțirile, fiindcă nu exclud eventualitatea de a nu mă mai vedea niciodată cu persoana respectivă. E unul din motivele pentru care conduc și mă las condusă la gară cu multă zgârcenie. Mișu, incorrigibil, sentimental, pretinde că i-a intrat ceva în ochi. Mai zăbovesc câteva minute, timp în care ne strângem mâna de cinci ori. Prin geamul portierei îmbrățișez încă o dată peisajul, acoperișul roșu al liceului, cerul de sticlă albastră, căsuțele cu nasul tuflit în batiste de verdeață, reclamele firmei L'Oreal din vitrina frizeriei, pângărite de muște. Mișu răsucește cheia în urma mea și întoarce spre stradă cartonașul agățat la intrare. Închis. Aici se termină aici se termină cartea Nopți albe pentru Minerva. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut cel mai mult dintre toate cărțile până acum din seria Minerva Tovan. Efectiv a fost un regal. Mi-a plăcut extraordinar de mult această carte. Și ce m-a bucurat cel mai cel mai tare, m-a bucurat faptul că am aflat la final ce s-a mai întâmplat cu Personajele din celebrul oraș pe. Într-adevăr, asta a fost o chestie foarte, foarte, foarte drăguță. Bun, mâine începem ultima carte din uh, seria Minerva Tutovan și anume Violeta din Seif. Um, este cartea cu numărul 7 a seriei și, da, sunt foarte curioasă. Recunosc că nu am citit-o și sunt chiar foarte curioasă să văd dacă se apropie de nivelul cărții nopții albe pentru Minerva. Încă o dată vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături, vă mulțumesc că îmi sunteți aproape, vă mulțumesc că mă ascultați, foarte important și până data viitoare să ne auzim cu bine, vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez cu mult drag Gabriela.